Muzeul Național al Literaturii Române Iași marchează Ziua Națională a Lecturii printr-o serie de evenimente și programe culturale ce încurajează obiceiuri de lectură și subliniază beneficiile cititului. În acest sens, muzeul a pregătit o serie de evenimente, ateliere de lectură, club de lectură, dar și demararea concursului caligrafii tematice, care anul acesta are o tematică inedită, poezia florilor. Vor avea o serie de evenimente în care scriitorii ieșeni vor veni mai aproape de public se va organiza mult mai concret o uh, întâlnire cu prozatorul Florin Irimia, dar și cu tânăra poetă Elena uh, Simion. Întâmplarea face că este chiar discipul a prozatorului Florin uh, Irimia. Uh, este un uh, eveniment organizat în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii din București, aflat, iată că, la cea de-a doua uh, ediție. Uh, Muzeul Național al literaturii are activități în acest sens doar, nu doar într-o zi specială cum este cea de 15 februarie, de fapt încercăm să aducem tinerii prin toate evenimentele pe care le organizăm mai aproape de lectură, mai aproape de cărțile față de care ei manifestă un interes, iar unul dintre obiective este reanimarea dialogului dintre tineri cu scritorii din urbea noastră. Este una din priorități să-și cunoască scritorii, să-i citească și să intre în dialog cu aceștia.